Conducerea Clubului Petrolul Ploiești a pus la punct programul de pregătire al echipei pentru perioada de întrerupere a competiției interne generată de debutul național în preliminariile Campionatului European 2016. Tricolorii vor susține un joc oficial pe 7 septembrie cu Grecia și în aceste condiții, după partida de duminică ce va fi susținută împotriva celor de la CFR Cluj, gazarii vor avea o pauză de 2 săptămâni, ceea ce dă posibilitatea perfectării unui joc amical. Pe 5 septembrie, pe arena Ilie Oana, lupii galbeni se vor întâlni cu fostul lor antrenor Cosmin Contra. Acesta va sosi la Ploiești în calitate de oaspete cu actuala sa echipă, Hetafe. Spaniolii întorc astfel vizita prahovenilor. Petrolul a susținut în octombrie 2013 la Madrid un joc de pregătire cu Hetafe, încheiat cu scorul de 1-1. Următoarea partidă din campionat va fi susținută de lupii galbeni în deplasare, cel mai probabil pe 13 septembrie, la Pandurii Târgu Jiu.